Salut! Sunt Cosmin de pe Photoshop.ro și ăsta va fi un tutorial de Photoshop. O să vorbim mai acolo despre ce vom face. Mai întâi să trecem în revistă câteva idei despre promo și niște mulțumiri. Mai întâi să le mulțumesc tuturor care au dat subscribe, like și au lăsat comentarii și aprecieri pe canal și la videouri și like. Mi se pare că avem în jur de 400-500 de like-uri și câteva dislike-uri. Și nu uitați să dați subscribe în continuare, să le spuneți tuturor. Avem câteva update-uri. În primul rând, noua interfață a YouTube-ului, pe care ați observat, pe mine mă încurcă un pic. Mi se părea mult mai simplă, utilă și mai rapid accesat cealaltă. Mă rog, hai să zicem că e drept pe canalul meu. Fac. Mulțumesc pentru 210 subscribe, 41.000 de channel views. Ce pot să cer mai mult decât atâta. Așa. Avem de asemenea, avem și pagină de fanpage pe Facebook, mai nou, deschisă de vreo săptămână. Simplu, dați aici, dați search, dați foto, Photoshop.ro, apare aici education și avem 42 de people care au dat like deja. Aici o să apară ultimele videouri postate pe YouTube, imediat după ce au fost postate pe YouTube. De asemenea, aici puteți să postați și idei de tutoriale, sugestii, critici, etc. Mă rog, nu o să vă apară așa, o să vă apară ăsta, o să vă apară așa și o să dați cum o să dați like aici, pe dați like și vă rog să dați like. Să facem așa o comunitate de români foarte mare. Bun, mă rog. Am zis chestia asta, bun, hai să, dacă mai vine vreo idee, pentru că întrerupem cadrul pe ce ieși. Vom vorbi astăzi despre Lomo Effect. Lomo Effect vine de la lomografie și de fapt un efect care dă un contrast, un fel de contrast imaginii, o face cumva să iasă în evidență. E foarte tare. Luăm poza asta. A luat o poză de pe net și o tragem în Photoshop. Așa, a poză luată de pe net, mi s-a părut cea mai bună. Cum facem asta? Dăm image, mergem image. Mai hai să dăm dublu click, să-l deblocăm. Image, adjustments și dăm curves sau cât RLM. Și ne apare chestia asta. Aici ce trebuie să faceți, trebuie să faceți câteva modificări ușoare, dar trebuie să fiți atenți. Ce faceți? Avem RGB în primul rând și trageți curba asta, faceți un S, așa, să fie cam egal. Ok, apoi mergem la green și facem, începem să facem aceeași curbă. Și mergem și la blue și facem curba exact opusă. Ok, vedeți că s-a făcut, are imaginea un contrast mai mare, mai mișto oricum. Apoi mergem, ca să mai facem ceva, să-i dăm un efect și mai artistic, mergem la layer, new adjustment layer și dăm gradient map. Gradient map, ok. Apoi gradient map-ul, ne convine al negru așa, numai că îl schimbăm aici, blending mode, îl schimbăm pe overlay și opacity-ul dăm la vreo 50, așa, hai să dăm 75-50. Bun, și așa arată fără gradient, așa arată cu gradient. Arată mai mișto, e mai artistic, îl face să iasă în evidență. E un efect foarte folosit, puteți chiar să accentuați culorile și mai mult, să lucrăm mai mult cu curbele. Și cam asta e tutorialul, dar fiind un tutorial mai simplu, așa am zis să mai facem încă ceva, să facem un bonus. Și dacă vrem să luăm o altă, sau vrem să zicem o altă imagine, să ne 12, așa, o chestie, apăsăm de 12, reveniți la poza originală, vedeți, ajuns la poza originală, de la așa, apăsăm F12, a ajuns din nou la poza originală cu background-ul blocat, îi dăm dublu click,
Și cum vrem să fac, dacă, de exemplu, aveți o altă poză și nu mai vreți să lucrați, faceți aceleași setări de fiecare dată. Foarte simplu, mergeți pe Actions aici, îi dați Create New Action și ziceți Lomo Effect, salvați unde vreți, eu probabil o să aștept după asta, și îi dați Record și vedeți că apare aici cercul ăsta roșu, care înseamnă că Photoshop-ul registrează și nu o să fie o registrare video. Photoshop-ul va registra fiecare acțiune pe care o faceți, o va număra și apoi când îi dați play, o va aplica, exact aceeași pași pe care i-ați făcut pe poza care vreți voi. Și astfel mai trebuie voi să faceți nimic, și se face la ceva de ordinul secundelor. Ok, înregistrează, facem același lucru. Dublu, așa, închidem asta. Mergem la fel, image, adjustment, nu, după mergem în layer, new adjustment layer curves. Și a apărut aici și ne jucăm la fel, o facem, o tragem așa, hai să facem un pic mai contrast, mai un pic așa, apoi green, la fel, și la blue, invers, o pun pe mult, așa. Ok, am făcut un efect, layer din nou. New adjustment layer, gradient map, ok. Acum cea mai importantă parte, că acum, mă rog, hai să-l punem mai tip pe overlay. Acum trebuie să scădem opacitatea, dăm click aici, va apărea sliderul și trebuie să dați la cât vreți voi. Nu faceți chestia asta pentru că, de exemplu, dacă lăsați la 50%, Photoshop va registra ca 50 de acțiuni separate via fiecare 1%. Așa că pur și simplu dați click aici și scrieți 70%, de exemplu, sau 50%. Mă rog, lăsăm 70%. Ok, apoi deschidem din nou acțiunea și îi dăm stop. Și avem Lomo Effect aici. Și am făcut poza asta. Hai să-i dăm un save, că-mi place cum a ieșit. Save as. JPEG. My computer. F. Undeva pe aici. Și dăm Lomo Effect. Save. Maximum. Ok. Și acum, hai dăm F12. Nu stau acum să caut o altă poză pe care să o aplicăm. O să dau tot pe asta de exemplu, am dat F12 din nou ca să revină la normal. Avem asta, mergem, deschidem Actions, luăm un efect, click pe luăm un efect și dăm Play. Și s-a făcut, a apărut exact cum am făcut înainte. Și chestia asta puteți face cu orice vreți, numai să fiți atenți la opacitate, la reglarea cu slidere, pentru că va înregistra și va dura un pic mai mult. Ăsta este tutorialul de astăzi, va apărea imediat și pe pagina fanpage-ul Photoshop.ro. Nu uitați, cum ziceam, să dați subscribe, like și la video și la fanpage. Dacă aveți orice fel de comentarii, de critici, accept critici normal, sugestii, vă aștept pe canalul meu sau pe fanpage. Am primit foarte multe cereri de la viewers care mă întrebau de unde l-am luat Photoshop-ul și de unde ar putea să-l și ia ei. Eu l-am Photoshop-ul, l-am original, dar orice alt soft pe care nu vreau să-l plătesc și vreau să-l iau, îl iau de pe Izohunt. Asta nu înseamnă că susțin pirateria, în niciun caz, nu o susțin. Dar anumite programe care nu aveți nevoie și de care nu aveți nevoie fiecare zi de ele, nu merită să dați o căruță de bani pe ele. Veți găsi, cum ziceam, veți găsi un link în description care vă va redirecționa spre Izohunt, fix spre Photoshop CS5 Extended, ultimul. Ok, salut!